Leoia nu răspunde la o întrebare controversat: este sau nu omul oilor în Parlament? Deputatul PSD Liviu Pleoianu a vorbit despre controversele care circulă la adresa sa, cea mai des întâlnită acuzaie fiind aceea ce este omul oilor, infiltrat în Parlamentul României. Pleoianu susține ce privește cu amuzament aceste acuzaii, iar aceste acuzaii vin ca urmare a faptului ce nu i se poate imputa nimic din punct de vedere penal. Nu știam lucrurile astea despre mine. În momentul în care ai un personaj incomod, întâi vezi dacă poate fi incomod penal. Dacă nu îl poți face penal în niciun fel, mergi la planul B? Eu privesc cu amuzament chestia asta. Sunt lucruri pe care oamenii nu le știu. Oamenii trebuie să afle multe chestii despre Facebook, a spus deputatul PSD, la Antena 3.